Aripile vântului. Ai așa o înfățișare extrem de romantică, retro, iar vocea ta, cumva pe alocuri, sună și puțin, și asta nu e nimic jignitor, puțin feminin, ceea ce este foarte interesant. Mersi frumos! Cum te cheamă? Numele meu e Alex și 28 de ani, sunt din București. Cu ce te ocupi? Sunt, să spunem, antreprenor. Sunt alături de familia mea într-o companie, stau în industria economică, să spun. Deci înțeleg că muzica e un hobby pentru tine, cântatul. Am vrut să-l fac mai mult decât un hobby. Cred că n-am arătat acum tot ce pot să cânt. Am și foarte mari emoții pentru că nu sunt obișnuit să fiu în fața atâtor oameni și să fiu în fața unor ochi atât de critici, chiar dacă nu v-ați întors. Alex, de criticat tot știm să criticăm. Toți ne critică și pe noi. Stai liniștit. Tu trebuie să înțelegi că tu ești un... Eu oricum apreciez antreprenorii pentru că au curaj. Și tu ai avut curaj să vii la Vocea României fără să ai o pregătire profesională în sensul ăsta. Și pentru asta meriți toate aplauzele noastre. Mersi. Noi apreciem cu atât mai mult curajul tău. Și încă ceva, Alex. Te sfătuiesc să încerci și cu muzica, dar să încerci și cu cinema. O fața ta este foarte bună de cinema. Mersi, mersi frumos. Pentru că zâmbești cu ochii. E prima oară când aud chestia asta, mersi. Zâmbești cu ochii și ridici și dintr-o sprânceană. Bravo! Mersi, vă mulțumesc mult de tot. Baftă, te așteptă la anul!